Bună seara țimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Realitatea la zi. iată din nou, de aici din studioul nostru, vă salutăm și vă mulțumim că ați ales să petreceți următoarele minute împreună cu noi. Și în seara aceasta, așa cum deja v-ați obișnuit, venim în fața dumneavoastră cu o temă interesantă, o temă de actualitate și de asemenea cu un invitat deosebit. De fapt, o prezență feminină în, în cadrul emisiunii noastre. Și fără să mai stăm pe gânduri, spunem bun venit doamnei Dorotea Caraman, doctor Dorotea Caraman, manager de program. Doro, bine ai venit! Bine te-am găsit, Cătălin! Mă bucur să fiu cu tine și să fiu la emisiunea ta. Faci un lucru foarte bun! La vă, domnule, mă bucur și eu să stăm de vorbă, Dorotea. Sunt ceva ani de când ne cunoaștem, de când ne știm. Iată-ne că și astăzi ne-ai îmbogățit prin prezența ta în studio, și mai ales prin zâmbetul tău, care, care într-adevăr, ne bine dispune și pe noi și ne încurajează, așa, la, la început de, de emisiune și la început de an, până la urmă, că avem nevoie de, de încurajare. Mulțumesc și complimentele sunt reciproce. La vă, domnului! Stimați prieteni, vă spuneam că invitata noastră din seara aceasta este un om deosebit. În primul rând, vreau să vă spun că o cunosc pe. Dorotea de mulți ani am colaborat în lujine împreună, am cântat împreună și deja v-am dezvoluit una din preocupările importante ale, ale invitatei noastre și anume arta cântului, da? Și de asemenea dorotea mai are și alte, și alte ocupații, printre altele este și un tot un, un, un om de business, un om care lucrează în uh, mediul acesta corporatist, pur și simplu îmbine foarte bine uh, arta muzicală, pasiunea pentru muzică, pentru, uh, pentru dujirea lui Dumnezeu prin cântare, dar și, bineînțeles, preocupările acestea de zi cu zi pe care orice un alt om normal le are pentru a-și câștiga existența, lucrează de mult timp, în, a lucrat în mai multe companii și acum, într-adevăr, uh, vreau să spun că este... Omul care îmbine foarte bun bine atât pasiunea cât și să spunem jobul pe care îl practică. Mai mult astăzi aș dori să discut cu tine Dorotea despre exact modul acesta în care tu ai reușit să mergi practic în paralel și să ai succes atât în partea aceasta profesională, da? să te dezvolți, să faci chiar un doctorat în zona aceasta și de asemenea să-ți duci la îndeplinire și să continui să slujești, să cânti, să faci uh, studii muzicale și uh, de asemenea să mai faci și alte lucruri pe lângă lucrul acesta. Uh, stimați prieteni, uh, invitatul noastră va fi mămică în curând, așa că asta cred că e o altă preocupare pe care uh, o va îmbogăți și mai mult. Așa că, uitați, Cred că în seara aceasta putem sparge mitul acesta că o femeie nu se poate ocupa decât de o anumită lume. Nu e adevărat. O femeie care își pune toată inima și toată mintea la contribuție poate să facă atât pasiunea cu care a crescut, cu care s-a dezvoltat de-a lungul timpului și de asemenea poate să lucreze, să ajungă la o anumită performanță și de asemenea poate să fie și mamă și soție. Deci, Dorotea, te rog, hai să începem cu începutul. Spune câteva lucruri despre tine. Dacă ar fi să te prezinți așa, tu, în câteva cuvinte, cum te-ai prezenta? Mulțumesc, Cătălin, mi-ai făcut o prezentare mult prea amplă. Mulțumesc frumos! În primul rând aș pleca, apropo de ce ai zis mai devreme, în a nu face categorisiri. O femeie ar face așa, un bărbat ar face așa, un negru ar face așa, un african altfel ci aș uh, include un pachet în care suntem oameni, suntem uh, uh, ființe prețioase, suntem prinți și prințese în economia lui Dumnezeu și de aici, uh, practic, poate să înceapă discuția și începe o discuție, o discuție de genul ăsta. Uh, vorbeai despre pasiunea mea pe care o pun în muzică, dar este adevărat că pasiunea asta, de fapt, este ingredientul principal pe care îl pun în absolut tot ceea ce fac. Este ceea ce mă motivează și ceea ce mă conduce mai departe și îmi dă un obiectiv și un țel. De când eram mică, am fost învățată în familia mea conceptul de pasiune. N-am avut pasiuni de mică, nici nu știam ce înseamnă. Însă am fost învățată să fiu pasionată de a fi pasionată. Nu știu dacă... Da, da, sună bine, sună bine. Cumva părinții mei mi-au insuflat această dragoste a lucrului bine făcut, a implicării 100% în ceea ce fac, a face lucrurile cu determinare, a încerca să le înțeleg înainte de le a le pune în practică. Și toate astea cumva mi-au creat o, o traiectorie, un drum în viață și o filozofie de viață pe care am ajuns să o pun în practică, uite, iată, și acum, și în toate activitățile pe care le, pe care le fac. Și sunt privilegiată, într-adevăr, să fi făcut și să fac parte dintr-o familie extraordinară. Cum să nu? O familie care mi-a insuflat foarte multe valori, dar nu numai mie. Am văzut că uh, au fost insuflate și către alții. Și lucrul ăsta pentru mine, ca și copil. M-a ajutat, m-a determinat și m-a ajutat să-mi dau seama de valoarea pe care o am și în care trăiesc. Și ulterior să și pun în practică lucrurile pe care le-am văzut în familia mea. Deci, ca și, ca și prim răspuns, am fost învățată conceptul de pasiune. Cum ar trebui să fac lucrurile bine, să dau 100% în momentul în care sunt. În activitatea pe care o fac, fără să încerc să amestec lucrurile, ci să fiu foarte la obiect, și să mă bucur. Foarte bine, <gânt> și în ultima instanță, de ceea ce fac Și confirm că faci lucrul acesta cu toată inima, cu toată bucuria, cu acela zâmbet. Și uh, vreau să aduc în atenția uh, telespectatorilor noastre un, un lucru pe care l-am observat, cred că știi, l-am zis la momentul respectiv, uh, cântând împreună, tu, ca dirijor, eu, ca și corist. Uh, uh, Cântând de-a lungul timpului cu mai mulți, nu foarte mulți, foarte mult, am cântat cu, cu uh, uh, un invitat deosebit al emisiilor noastre, uh, pe stimați prieteni, un uh, faimosul dirijor și, uh, da, uh, invitat deosebit domnul uh, uh, Cristian Caraman, de a doctor doctor Cristian Caraman, pe care l-am avut atâtea ori la emisiile noastre. Pe scurt am tata. Tatăl! tatăl, tatăl Dorotei și care, ba, la un moment dat chiar am fost secretarul corului. Uh, și asta... și îți făceai treaba extraordinar de bine. Da, secretarul corului, să știți că avea ai datoria... pasiune în ceea ce făceai. Da, avea datoria să cheme coriștii la repetiții și de asemenea pe dirijor să-și Pentru aduc... că nu vedeau. Foarte important și mi-a plăcut. Mi-a plăcut și aș mai face lucrul acesta. de atunci... Sunt ceva ani de când n-am mai cântat, dar vreau să spun că am, am văzut și cred că cu, cu, fratele Cristi Caraman am cântat vreo 15 ani împreună, să zic eu așa. Wow! Vreo 15 ani. Dar între timp am mai, am mai, mai, schimbat, când, am mai schimbat, și alt dirijor. Am, 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 avut ocazia. Și ce am observat la tine în față de alt dirijori, inclusiv de, de tatăl tău, este următorul lucru. Comunicarea. Și despre asta vom discuta. Pentru că și ceea ce faci tu în, în, în în viața profesională și ceea ce faci în zona aceasta muzicală, în, în limbajul acesta al muzicii, da? te întâlnești cu o chestie specifică care se numește comunicarea. Și ce am observat la tine și te-am și zis atunci a fost că îmi place cum comunici cu, cu cei care cântă, cei pe care îi conduci. Mă gândesc, eu te-am văzut doar la cor. Acum, în profesor, bănuiesc că cine face chestia, e în stare să facă asta cu 20-30 cu de oameni simultan și să știe fiecare când intră și dacă a zis bine, n-a zis bine sau ce să facă, să o lase mai tare, mai încet, da, știi, toate, tot ce înseamnă, să spunem așa, slujba aceasta de dirijor a unui corp, cu siguranță, cred că faci lucrul acesta și în alte domenii, și în special în zona profesională. Astăzi vom vorbi despre instrumentul acesta în comunicare. Știu că ești specializată, dumneavoastră, ai vorbit despre comunicare, te-ai pregătit, te ai făcut un doctorat în, în, lucrul, în, în, în domeniul acesta și vreau să spun cum ti se pare ție, pentru că la un moment dat, sunt oameni. Iar limbajul acesta, cel puțin un limbajul muzical, e puțin diferit de mediu, alte medii. Trebuie să presupunem că la servici, cu siguranță, de exemplu, dai niște sarcini, le dai în scris verbal, le repeți, dacă nu înțelege, poți să ridici puțin tonul, mai dai remindere peste remindere. E la muzică, este puțin diferit. Și vreau să spun eu, din punct de vedere, pentru că care este secretul până la urmă, și asta încerc să aflu de la tine, dacă uh, dacă vezi ceva în mod deosebit, atunci când te transpui în rolul de dirijor, deci conduci mulțimea de oameni pe care trebuie să-i coordonezi, să-i sincronizezi, să-i aduci pe aceea linie, da? Și la un moment dat să iasă ceva care să nu zgârie ascultătorul. Și apoi, pe partea cealaltă profesională, și tu ca și eu, ca și mulți alții care lucrăm și în domeniul acesta al business-ului, lumea așteaptă rezultate de la noi. O altă cuvinte, câștigă sau pierde bani. Și atunci, oricât de frumos ai fi, oricât de frumos ai zâmbi, ori de apreciat ai fi în altă la servici trebuie să produci rezultate. Și acolo nu ești de unul singur, ești la fel într-un alt grup de oameni. Hai să uităm la cele două grupuri. Pe partea asta profesională și apoi pe partea muzicală. Să vedem cum vezi tu metodele acestea, cum vezi tu succesul comunicării în, în, în cele două ipostaze Cred că ai zis foarte bine în ce privește corul mă transpun <laughs> asta e trec, în, trec cumva într-o altă dimensiune cumva trec într-o dimensiune spirituală ai, așa ce... este asta și mă transpun nu o fac voit, nu o fac totul e involuntar, dar pur și simplu trec într-o dimensiune spirituală care poate îmi dă un alt soi de avânt Acum, în ce primește jobul uh, și uh, activitățile astea în care suntem implicați, care de altfel sunt activități principale ale vieții noastre, uh, dar și în privința activităților acestora, non-profit, cum, cum vorbim noi acum, de cor, într-un spațiu bisericesc, într-un spațiu protestant, în cazul nostru, pentru că toată lumea știe că protestanții sunt practicanți uh -huh. <laughs> și uh, facem activități de genul acesta. Sunt des întrebată la servici de activitățile astea pe care le facem noi și cu sur... nu cu surprindere, cu, cu plăcere aflu că sunt foarte mulți oameni care s-ar implica dacă ar putea în activități de genul acesta, care se scoată din zona lor rigidă pe care o zilnic la servici. În ce privește comunicarea în ambele părți și în mediul acesta al corului în cazul nostru punctual, dar și la servici, e drept. Comunicarea este mai mult decât necesară. De fapt, comunicarea este foarte necesară, este foarte utilă, presupune o ascultare activă în primul rând, adică te dai doi pași în spate și încerci să asculți și să intri cumva în universul celui din fața ta, astfel încât să-l înțelegi plecând de la premiza că vrei să înțelegi ceea ce vrea să-ți transmită. Uh, și aici intervine cel mai important punct care cred eu că este uh, comun pentru toate tipurile de activități. Și anume empatia. Empatia este uh, pe foarte simplu și scurt, capabilitatea ta de a, de a te pune în papucii celuilalt și de a încerca să-l înțelegi, să înțelegi motivațiile, să înțelegi de ce la un moment dat reacționează altfel decât poate te-ai așteptat tu, de ce primești niște răspunsuri altele decât te aștepți sau ți-ai dori. Și cel mai important, să înțelegi că omul, persoana, grupul din fața ta e modelat de un context. Și contextul ăsta poate să fie social, politic, religios, în cazul nostru, de familie, cultural. Apropo de business. Deci, cel din fața noastră e modelat de un context care îl modelează să reacționeze altfel decât ne așteptăm noi. Și calea de scopul care e al empatiei, să construiești pod și cale de comunicare între tine și interlocutorul tău, astfel încât să ajungi la un consens, să ajungi la un acord, să reușești să-ți dai mâna, nu să rămână fiecare pe partea lui de pod. Așa este. Te rog. Mă gândesc la, la activitatea aceasta corală ca un ca lider, pentru că grijorul este un lider și, practic, comunică. E o comunicare în ambele sensuri, până la urmă, și tu, chiar și la o repetiție, imediat simți dacă. Cei care vin sunt obosiți, au venit, au chef, nu au chef. Sunt tot timpul obosiți. Da? <laughs> e normal. Știu că cel mai mult deranjează când vorbesc în timpul repetiției, când, când exersez cu o, o partidă. O să povestesc și despre asta. Când o să exersez cu o partidă, ceilalți încerc să M-am vor... autoeducat educat în sensul ăsta. Da? Da. Ideea este că diferența majoră, mă gândesc, tu faci un lucru din pasiune, da? Te duci la job pentru că, cum mă duc și eu de altfel, trebuie să ne câștigăm existența. Clar no comment. În partea cealaltă o facem pentru că așa simțim. E pasiunea noastră e datoria noastră de a ne implica, de a sluji, că până la urmă asta facem. Dar pe de altă parte te gândești că dacă la job cei cu care interacționezi sunt și ei la fel de angajați ca și tine și atunci mă, și ăștia sunt motivați, bine, că dacă nu vin și nu fac ce trebuie, pleacă sau știu au, au un imbol care determină să facă ce trebuie să facă, deci ai cu ce să-i presezi. Păi ăștia alții care vin la cor și în general în zile acestea bisericești și care nu fac parte din, dintre clerici, care vin, să zicem noi, voluntari și care te aștept să împărtășească măcar o parte din pasiunea pe care tu vrei să o în suflet. Și aici este cu duș și întors, pentru că de obicei, știți cum e, eu am spus de foarte multe ori, uneori este mult mai ușor pentru, și pentru mine să lucrez cu oameni angajați decât cu oameni voluntari. Pentru că pe voluntari, oamenii care fac de, din timpul lor liber, care vin din pasiune, din asta, întotdeauna încerc să-i cocoloșești, să-i mângâi, să stai, să nu-i deranjeze, să nu-i superi. Cu angajații, alte relații. voi vii, nu vii. Ai, mie, prin... mie e mult mai ușor să lucrez cu calculatoare decât cu oameni. <laughs> asta <laughs> nu mai zic. Uh, asta e, e clar. E, eh, să... oamenii, doar ca o mică paranteză, e cel mai dificil. Întotdeauna. <laughs> Dar uite că e necesar să facem. Uh, totuși, cum vezi tu, să spunem, pe lângă faptul a cunoștințelor, știu că, nu știu, poate s-a mai schimbat, dar cel puțin uh, uh, componenta color pe care, sau colului pe care și, uh, tu îl dirigezi, cu cei care cântă, de obicei sunt oameni amatori, nu sunt profesioniști, uh, poate sunt câțiva care au mai făcut ceva studii muzicale, dar majoritatea sunt uh, amatori, majoritatea sunt urechiști, da, învață și cântă din memorie, și e o muncă în plus față pentru dirijor. Asta este clar, un efort în plus pentru dirijor. Și atunci, pe lângă, o, o, să spunem, preocupările pe care le ai, la rândul tău și tu ești om și tu vii obosit și tu ai alte activități, vii la activitatea aceasta și mai mult te cu, în primul rând, cu o piesă nouă, cu niște oameni care uh, încerc să cât de cât să ajung la un nivel și mai mult se le insufli odată. Acea dorință de a face și de a termina piesa respectivă, și de asemenea de a-și dori să mai vină și data viitoare la repetiție. E, aici este, mi se pare, mie ceva uh, care ține dincolo de pregătirea asta muzicală. Ca sunt mulți oameni care știu muzică, aici este ceva peste cunoștințele muzicale. Adică, mai mult decât să fii specialist în muzică, să l faci pe om să se simtă, să vrea să cânte cu tine. Să treacă peste probleme lui, să uite, să se transpună și el la rândul lui odată cu tine acolo și mai mult să facă asta ca pentru, ca pentru Domnul. Um, da, foarte frumos spus. Uh, să fac altceva decât uh, de a fi eu pur și simplu, nu fac. Să știi. Uh, dar pur și simplu... Uh, tot ceea ce fac și plec de la conceptul inițial, fac cu pasiune. Mă implic, în primul rând, eu pentru mine în activitatea pe care o fac, și să știi că nu fac diferențe între serviciu și activitățile de la Biserică. Nu fac diferențe pentru că așa mi-e firea. Acum, dacă mă dau doi pași în spate, o să-mi dau seama că nu toată lumea e ca mine. Așa este. Nu toată lumea face așa și aici intervine empatia de a înțelege că celălalt nu e ca tine, pur și simplu. Fără să-l judeci. Poate celălalt, fără să-l judeci. Poate celălalt vine obosit, cum spui tu, la repetiție și nu are forța interioară de a se mobiliza și de a um, intra imediat în. Da, totul. De a da totul, de a intra imediat în economia piesei, de a se bucura, de a mai și zâmbi, de a se mai și gândi la cuvinte, de a mai și încerca să nu fie distras de celelalte voci, pentru că noi suntem un cor academic când pe patru voci, de celelalte voci care cântă spate, stânga, dreapta. Um, și, da, așa este. Dar tot ceea ce fac, ce aici, din nou, vin și zic, fac cu pasiune și pleacă din copilăria mea. Um, Pasiunea presupune câteva elemente foarte importante. Să dai 100% pentru ceea ce faci în momentul în care îl faci. Asta este, este extrem de important. Când faci asta, emană o anumită energie care e contagioasă, care se transformă într-o o bucurie, într-o dorință de a face lucrurile mai bine. Nu le facem bine de la început, dar suntem acolo la repetiție ca să repetăm, ca să greșim. Pentru a corecta ceva trebuie mai întâi să greșești. Și atunci de aia suntem acolo. Apoi să dăruiești și să te dăruiești. Și când zic să dăruiești, îți dăruiești, în primul rând, ție contextul potrivit ca să poți să fii acolo, în cazul nostru, în cânt, dar și să dăruiești celorlalți. Energia, timpul tău, capacitatea de a se concentra pe lucrul pe care îl fac. Și am observat că inoculând cumva, ideea asta deja lucrăm de 10 ani, nu mai e puțin, dar inoculând cumva, ideea asta, fiecare își aduce aportul propriu, și suntem o echipă, construim, eu nu sunt singură sub nicio formă. Construim ideea de lucruri bine făcut. La noi, cumva, repetițiile încep, dar nu prea se mai termină. Și. <laughs> Oamenii s-au învățat cu lucrul ăsta, <laughs> pe foarte scurt. Dar e clar că la început și eu eram. O, dintr poate dintr-un perfecționism care inițial nu mi era specific. M-am învățat cu el, m-am autoeducat vroiam să iasă lucrurile foarte bine, toată lumea să fie foarte atentă, toată lumea să fie foarte focusată, să se gândească și la cuvinte și la melodie, să aibă empatie și pentru cel de lângă, dar să fie atenți și la mine, să uite de oboseala cu care au venit. Deci cumva ceram mult, <laughs> pentru că eu pentru mine ceream mult sau așa consideram că dau mult și atunci cumva toate lucrurile astea S-au împământenit așa în timp, pas cu pas, și mi-am dat seama pe parcurs că omul vine, noi facem repetiții vinerea, că omul vine după o săptămână, foarte obosit, foarte încărcat, și când zic omul, nu mă refer neapărat la cei din cor, mă refer în primul rând și la mine. Că vii încărcat, că vii obosit, că vii tracasat, dar că în momentul în care ești acolo și te dedici 100%, cântul și Dumnezeu prin cânt te eliberează. Și îți dă o bucurie pe care nu poți să o descrii cuvinte. E fantastic. Pur și simplu, e o bucurie care este contagioasă, e acel Duh Sfânt um, care ne unește, ne leagă. Și devii un tot. Și așa poți să pui în practică după aceea și melodie, și versuri legate de melodie, și armonie, și um, să formezi până la urmă un cor, că despre asta e, <laughs> despre asta e vorba. Foarte frumos, îmi place cum, cum privești lucrurile, și din experiența pe care o avem împreună, confirm ce ai de tine. Este extraordinară. Să știi că uh, mi-aduc aminte și eu de multe ori am venit la repetiție obosit, fără chef, și de acolo am plecat bine dispus. E o terapie. E o terapie pe care o face și aici, la, uh, și aici, uh, la studiu. De multe ori am început. Chiar o emisiune așa stresat, obosit și când emisiunea, am terminat emisiunea m-am simțit mult mai liberat și mult mai, mult mai curajat. Cred că e, cheia principală este să pui suflet în ceea ce faci. În momentul... Și de-abia după ce ai pus suflet în ceea ce faci, reușești să transmiți mai departe și celorlalți și să inspiri. Să inspiri la ce? Să inspiri la, exact cum spuneam inițial, la lucru bine făcut. La lucru de calitate. Uh, și de-abia în momentul acela, uh, ceea ce faci tu prinde viață. Pentru că, de fapt, despre asta e vorba. Și asta încercăm noi să facem uh, uh, prin cor. Să prindem noi viață și să transmitem mai departe. Cum, cum facem lucrurile acesta? Pur și simplu, Domnul Iisus Hristos este cel care ne insuflă viață pentru beneficiul nostru. Dar și pentru beneficiul celorlalți. Ce spun eu mereu este să încercăm să fim binecuvântări pentru alții. Nu întâmplător suntem unde suntem fiecare dintre noi, nu întâmplător suntem puși în anumite contexte uh, și cu siguranță nu întâmplător ne-am născut. Întotdeauna, mă rog, de ani, de zile, Doamne, arată-mi uh, și Domnul mi-a arătat, <laughs> nu sunt încă la întrebare, <laughs> Doamne, arată-mi de ce m-am născut. Cu siguranță că noi ne creăm anumite scenarii și zicem, uite, m-am născut pentru asta sau pentru asta, nu. Cu siguranță noi avem un scop precis pentru care ne-am născut. Avem niște daruri pe care le-am primit de la Dumnezeu, specifice și e bine să le identificăm. Și cum le identificăm? Le facem cu ușurință și ceilalți le recunosc în noi. Și în momentul în care facem asta, depunem suflet, impactăm pe cel din fața noastră. Și ne atingem un obiectiv. În orice domeniu, fie că vorbim de cor, fie că vorbim de business, sau oricare ar fi de familie, că o menționai inițial. Dora, haideți să facem un exercițiu puțin, așa, mai la începutul vieții tale, în copilărie, pentru că am spus încă de la începutul emisiunii că provin dintr-o familie de oameni care iubesc muzica, care da. o, iubesc educația, care Ți-au ți insuflat dragostea aceasta, atât pentru Dumnezeu, atât pentru muzică, pentru uh, uh, lucruri bine făcut, da? Și vreau să spun cât de mult te-a influențat pe tine uh, uh, parcursul acesta în copilărie, de a merge la concerte, de a merge la teatru liric, da, de uh, tatăl fiind de, uh, ca o prezență pe scenă al teatrului uh, liric în București, da? Peste 40 de ani vorbeam cu dumnealui acum ceva vreme, o prezentă pe scena Teatrului Ioan Dacian, e ceva, profesor, nu mai spun de și alte activități, coruri peste coruri și, da, activități foarte multe în domeniul acesta al muzicii. Deci, practic, ai venit, ai văzut în jurul tău muzică, ai văzut în jurul tău pasiune, ai văzut, de dragoste, pentru Afluji și vreau să te întreb cât de mult. Te-a influențat modelele acestea cu care ai crescut, ai trăit. Întrebarea pare retorică. M-a influențat foarte mult, nu mult. Eram mică, 5 ani, cred, în jur de 5-6 ani, și uh, mi-amintesc că stăteam prin foaier pe la teatru. Erau repetiții și noi, eu și fratele meu stăteam pe acolo de la început, de când mergea tata, și până în seara când se terminau repetițiile. Uh, M-a influențat foarte mult. Apoi, ulterior, și eu, și fratele meu am studiat pian, am fost introduși în mediul acesta. Acum, eu spun cu toată sinceritatea. Că vorbeam de pasiuni. Muzica n-a fost o pasiune a mea de când eram mică. Adică mie nu-mi plăcea să studiez pe scurt. <laughs> <și> dacă... <laughs> acum să știi, dacă atunci poate era o excepție, acum e la modă, să știi. Să nu-ți placă? Sau ce? <laughs> să nu le placă să studieze. Eu dacă aș fi mama mea acum, sincer, cred că aș fi mult mai dură cu mine <laughs> decât au fost părinții mei. Însă, un lucru pe care l-au făcut părinții mei, și tot așa, un lucru care pe mine m-a modelat ca și adult ulterior, a fost că niciodată nu m-au uh, criticat, ci din contră m-au încurajat. Adică dacă eu, să zicem, la o audiție, care pentru un copil poate fi destul de stresantă, că ai public, da? sau mi-am primele note mici pe care le-am luat, veneam acasă plânsă, întristată. Pentru mine, la nivelul meu, era o mare tragedie. Mi-amintesc că ai mei nu, nu ziceau nimic decât mă luau de mână și ziceau, hai să mergem la o prăjitură. Atât. Nu mă criticau, nu îmi spuneau că nu-i nimic, viața o să curgă, o să mai întâlnești Nu. Recompensau cumva momentul acela pe care îl aveam, pentru mine tu -l nefericit. Tu un semieșec, Și sau... era, pentru mine la vârsta aia, era un, un eșec. <laughs> Dar recompensau momentul acela și nu dădeau valoarea negativă care exista în mintea mea din contră o diminuau. Și atunci eu am reușit să evoluez cu o mentalitate de a depăși obstacole. Lucru care ulterior în viață mi-am dat seama că mi-a mi folosit foarte mult. Sau în 89 eu aveam 9 ani. Și deci am prins, cred că eram în clasa 3-a -a când a venit Revoluția. E, Până în clasa 3-a -a, am avut parte de mult bullying, cum spun tinerii, sau copiii din ziua de azi. Uh, și se rădea foarte mult pe, pe, uh, de, de mine pe tema asta, de pocăită, de credincioasă. Și nu numai copiii, și profesorii. Și Eram profesori. izolată. Și mi-amintesc că am venit odată acasă, o prietenă de-a mea din, din clasă a, a făcut niște comentarii foarte urâte, nu mai mi am exact care, dar știu că m-am simțit foarte izolată și jignită și m-am întors acasă extrem de supărată. Pe tema, pe tema asta. Și mama s-a uitat la mine și atâta mi-a zis, zice, da, ești pocăită Sunt. Ești credincioasă. Sunt. Atunci, de ce te rușinezi de asta? Din contră. Foarte frumos. <laughs> Trebuie să fii uh, uh, mândră și să sporți cu asumare ceea ce ești. Și, din nou, lucrul ăsta pe mine m-a modelat, ajungând un adult care știe să-și asume lucrurile lucrurile pe care le are. Foarte frumos. Uite, și de ce ți-am ți -am pus întrebarea asta cu partea aceasta de început a vieții, a copilăriei? Pentru că încerc să să extract câteva lucruri, să spun așa, motivaționale și pentru cei care, mai tineri care ne urmăresc și care poate, sau chiar părinți care ne urmăresc și au copii care studiază muzica și n-au chef să se ducă și n-au chef să studieze și nu vor să fac audiții și nu vor să... Să luptă cu ei, pe scurt. Da, au alte preocupări. Acum, într-adevăr, comparatând în puțin vremurile, acum 30 de ani, noi aveam niște preocupări ca și copii. Acum copiii din ziua de azi sunt altfel, au alte posibilități și tentațiile sunt mult, mult mai mari. A, aș pierde timpul. Dar, prima respectivă, unii făceau muzică, alții făceau matematică, alții făceau, știu altceva, sport, dar erau, cum să spun, lucruri mai utile, zic eu, pentru, și pentru sănătatea mintală și pentru sănătatea spirituală a copilor. Dar dacă zic că încă, și zic că e foarte important implicarea părintelor și insistența aceasta cu dragoste, mi-a plăcut asta cu brăjitura, noi avem uh tendința de a-i pedepsi pe copii, de a certa și de a pune la colț atunci când ne au note mici sau nu aduc performanțe așa cum ne-am fi dorit noi să, să... Se întâmplă, să știți. Eu vorbesc și din propria experiență când mă dat gândesc... Seaba. vorbesc și inclusiv la, despre muzică, nu despre altceva. Vorbesc, n-am pretenții, și la muzică. Uh, Dorotea, acum hai să ne uităm puțin uh, tot așa în viața aceasta de Vârșitor cu muzica unui dirijor care, am spus, coordonează, încearcă, încearcă să însufle să, să creeze empatie între grup, să simtă cu grupul. Pentru că, pe lângă melodia, deci muzica aceasta pe care o transmiți, de multe ori chiar tu ai spus că trebuie să fie atent inclusiv la text, la, să spunem, starea ta pe care, până la fără să vrei fiind în fața unui auditor, într-o biserică sau știu, într-un alt loc. Pe lângă faptul că tu cânți, ai un text pe care îl pui, pus pe muzică, tu te atunci și din starea ta celorlalți. Uh, și asta cred că e foarte important. Este foarte important și vreau să te întreb cum, cum reușești sau cum îți dai seama. Uh, adică, tu, ca dirijor, întotdeauna, pe lângă, știi, cum, de multe ori cred că ți s-a întâmplat sala să fie foarte bucuroasă, să zică mulțumim, a cântat. Dar tu, de fapt, tu ca de jos, să nu fii mulțumită, pentru că, deși s-a cântat corect din punct de vedere muzical, starea sau ceea ce s-a simțit nu a fost. Deși muzical a fost corect, tehnic s-a cântat corect. E foarte adevărat ceea ce spui. Dar totul pleacă, și din nou zic, nu numai aici, ci în general în viață, totul pleacă din interior către exterior. Dacă tu, în interior, punctual aici vorbind despre ceea ce transmitem noi prin muzică, dacă tu, în interior, uh, conștientizezi uh, ceea ce vrei să transmiți în exterior, uh, crezi în ceea ce vrei să transmiți în exterior, cunoști ceea ce vrei să transmiți în exterior și noi cântăm cu precădere texte religioase. Uh, dacă le conștientizezi în interiorul tău, atunci va deveni natural să le și exteriorizezi și să și transmiți celui din fața ta uh, cuvintele pe care le pui pe muzică. Mesajul, mesajul uh, scriptural, pentru că asta facem până la urmă, dacă stai să te gândești, mesajul scriptural care este îmbinat cu melodie și pe care noi îl transmitem mai departe celor care ne ascultă. Deci, în momentul în care tu pe interior ești schimbat, vei emana lucrul ăsta și în exterior și vei deveni contagios. Dacă nu reușești să îți asumi textele pe care le cânți, textele biblice, adevărurile biblice, atunci, cu siguranță, lucrul ăsta uh, se va vedea. Lucrul ăsta va fi un lucru tehnic. În orice lucru tehnic, dacă nu pui suflet, rămâne un lucru tehnic. Cel mai bine e să ne minteam în două, pentru că eu țin și la rigorozitatea cântului, dar țin enorm de mult și la a transmite mesajul Scripturii. Și lucrurile astea trebuie să se îmbine și e adevărat că lucrăm foarte mult și la una și la alta. În fiecare zi, pe de-o parte, fiecare... și mai e un lucru, un aspect foarte important. Degeaba încerc eu să transmit o schimbare în cel din fața mea dacă și el va înțelege mesajul, va înțelege că vreau să îi transmit dorința de a se schimba într-un fel sau de a asimila o informație într-un anumit fel. Dar dacă el nu dorește să se schimbe sau să schimbe ceva în comportamentul lui, lucrurile nu se vor schimba. Noi putem să încercăm să influențăm o situație, dar ține de cel care este de partea cealaltă să dorească să, să facă o schimbare. Fie că e vorba în el, în grupul în care, din care face parte și tot așa mai departe. Deci asta e o cheie okay, și un alt lucru. Așa, asta face parte din provocările slujbei acestea de, de dirijor și o să te mai întreb puțin mai încolo, dar uh, înainte de asta vreau să te întreb uh, un lucru pe care îl observ și cu siguranță te întâlnești și tu cu el foarte des. Și anume, pentru noi cei care suntem născuți înainte de Revoluție, ne-am crescut într-un mediu oarecum în care inurile, stilul de închinare era, acum trebuie să recunoaștem, exista și în Bisericii Evanghelice o anumită tradiție, deși noi nu recunoaștem, există o tradiție, un anumit format de cântare și Ceea ce s-a schimbat acum, și acum știu că interacționezi cu paliere de vârstă diferite, da? Ai coriști de vârsta noastră puțin mai. De la 14 chiar, deci ani până peste până, 30. Da? O medie de vârstă pe Vreau să spun aici, una din provocările pe care le are, și cred că le ai și tu ca dirijor, este cum potrivești, cum alegi repertoriu. Mă gândesc chiar la colindre de Crăciun, dau un exemplu. Uh, Mi-aduc aminte o, o, o melodie, o, o cântare, de fapt, era o suită legată, cred că tu știi da, despre de ce vorbesc, da? O da? da. da, lungă! Da, o piesă foarte lungă, de fapt, în care erau bucățele din mai multe colinte puse unul lângă altul, un aranjament foarte frumos, spunem povestea. Da? Așa, da, da. da spunem povestea lui Isus, cred că, că se chema, da. spunem povestea lui Isus, o chestie foarte frumoasă și, uh, totuși. Ai văzut că aici e o chestie sensibilă. Tendința care vine este spre uh, worship, uh, chestii de-astea mult, lumini, uh, scenă. Pe când frățietatea mai în vârstă, coro academic, orchestră, știu... Panfara. Panfara de Ești în față și ai poziția ta. Ai, uh, ai poziția să alegi. Vreau să spun, cum faci asta încât să fie toată lumea mulțumită? Sau dacă reușești să-i mulțumești? Niciodată. <laughs> Dar uh, tu nu trebuie să uiți că eu sunt fata tatălui meu. <laughs> și tata a fost un uh, nonconformist și un aducător de lucruri noi și un deschizător de drumuri oriunde s-a dus. M-a surprins, îți fac o mică paranteză <laughs> înainte să zic. M-a surprins aici într-o seară, când vorbeam despre muzică, și nu mă așteptam de la Dumnezeu să-mi fac o, 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 o apologie a muzicii. Uh, Creștine, mai pe vers, mai da. lăutărește, așa, uh -huh. gen uh, cântărire consacrați care au un uh -huh. folclor, care există muzică creștină inclusiv. Da, da. Muzică populară, așa. da. Și mi am luat de la Luther, în care mi a zis de unde cânta Luther, din folclorul. Așa e. Popular. Popular, da, da. Tata apreciază orice stil de muzică dacă e cântat bine. Asta nu e. Nu face diferențe. Dacă cânți un hard rock foarte bine, foarte bine, fă, dar Dacă nu faci asta intri în latura de chici. Și decât să intri în latura de chici, mai bine stai în banca ta și fă ceea ce știi să faci. Și asta se aplică și la ceea ce spui tu acum privitor la muzica modernă. Exact. Uh, pentru că ea este adevărat. Lucrurile evoluează, dar nu numai de acum și vor evolua și pe viitor. E adevărat că ceea ce se întâmplă în mediul muzical protestant la momentul ăsta poate e un pic subțire, l-aș numi. Așa aș punem ce... asta pe seama faptului că ne-am născut înainte de. Nu, nu are nicio legătură. Nu, Pur și nu? simplu este, e fără substanță. Și spun și de ce, pentru că încercăm să împrumutăm foarte multe melodii și material din străinătate, cu precădere noi, românii, încercăm să împrumutăm din America. Stilul, fiecare stil, apropo de diferențe culturale, este specific. Unei conjuncturi anumite, unei culturi uh, dedicate. Și noi încercăm să împrumutăm un stil care practic nu ne aparține. Încercăm să împrumutăm un gospel, uh, dar nu suntem uh, nici oameni de culoare și nici nu avem influențele vocale ale lor. Exact. Încercăm să împrumutăm stiluri muzicale care nu ne aparțin, uh, cumva traducându-le și cântându-le prin ceea ce suntem noi. Și atunci lucrul ăsta involuntar uh, denotă într-un chici. Despre asta e vorba. Și eu asta încerc să explic uh, uh, coriștilor în general. Că că primești sugestii. Și le, întotdeauna sunt foarte... Înainte nu eram, dar acum sunt foarte deschisă la sugestii pentru că îmi dau seama că suntem un grup, îmi dau seama de diversitate, îmi dau seama de gusturi, îmi dau seama totodată că niciodată nu vei putea să mulțumești pe toată lumea și atunci de-aia există uh, un lider în față care dă o direcție până la urmă, dar iau în calcul toate sugestiile pe care le primesc și dacă te uiți la repertoriul nostru, noi într-adevăr îmbinăm mai multe stiluri de muzică. Îmbinăm și stil de muzică clasică religioasă, îmbinăm și melodii considerate, de eu nu le-aș numi așa, considerate mai vechi, mai vechi raportat la ce? <laughs> Eu personal nu le-aș lumi așa, dar și melodii din acestea care sunt practic foarte actuale și care sunt foarte, foarte pe placul, pe placul celor care le cânt acum. Și o să vezi, frumusețea e, că în general, la nivel de majoritate a grupului, cel puțin coriștii de la noi nu fug de melodii de acestea pe care poate le-am considerat la un moment dat demodate. E adevărat că încerc să folosesc melodii care au o armonizare actuală. Puțin aranjamente. Aranjament și armonia actuală. E adevărat. Dar încercăm la nivel de grup, și asta e ceea ce spuneam mai devreme, să depășim un pic superficialitatea asta, să vedem, să intrăm un pic în esența textului, în esența armoniilor, în esența melodiei în sine, în esența a ceea ce vrea să transmită melodia în sine, astfel încât Exact cum spuneam, să interiorizăm, să înțelegem despre ce e vorba, și de-abia după aceea să ne vină ușor să redăm ceva care poate aparent nu e neapărat pe gustul meu. Încerc să înțeleg de ce folosesc piesa respectivă la un moment dat. Mergem mult pe tematici, dar repet, suntem o echipă care. și asta e un lucru extraordinar care ne gândim la toate toate aspectele. Și mergem poate pe tematici, și încercăm să redăm o tematică anume venind cu melodii care practic redau bine tematica respectivă. Încercăm să mergem pe stil, poate altă dată pe stil de muzică și tot așa. Și ne organizăm în funcție de, de fiecare eveniment în parte. Orice ieșire, chiar dacă e ieșire în biserică, pentru mine e un eveniment, e o bucurie, e un lucru valoros. Așa, așa trebuie să zic. că practic nu, nu faci deosebire de, de a cânta în fața la 10 oameni sau a cânta la 1000 de oameni. Pentru tine mm -hmm. calitatea și dedicat, dedicarea cu care te face lujirea trebuie da. să fie făcută. Dorotea, ne apropiem de final. Ultima întrebare pentru tine. Mi-a plăcut că toată emisiunea ai zâmbit și asta ne-a, ne încărcat și pe noi, uh, și pe mine, și pe telespectatorii care ne urmăresc. Uh, spun o întrebare așa, dificilă. Uh, asta e pentru, uh, stimați coriști, dacă urmăriți această emisiune, vă rog să fiți atenți la ceva răspunde uh, Dorotea. Poți care să Nu poți zic să... pas. <laughs> nu poți. Care să nu? Nu, nu. Că e pentru tine, să te ajute. Ok. Știi, de cei și asta spun în calitate de corist, de fost corist, uh, ai anumite așteptări de la dirijor. Și cred că de fiecare dată, și la servici, cred că bănuiesc că, ai văzut, ai așteptări de la manager, de la, la școală ai așteptări de la profesor. Întotdeauna cel care e în fază este asaltat cu așteptări din partea celorlalți. Acum vreau să întoarcem puțin fața. Vreau să spun care sunt așteptările tale ca și dirijor față de cei care lujesc prin cântare, față de coriști, față de grupul coral. Poți să te gândești la ai tăi sau în general, așa, având o experiență bogată în muzică, cam ce ar face un dirijor fericit, un dirijor, și mai ales un dirijor care s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu? Oh, fiecare corist care intră la noi în cor are o, o discuție cu mine. Și muzicală și... <laughs> Așa despre viață, încerc să-mi dau seama și am ajuns să știu să citesc de la început persoanele care chiar vor fi statornice și care nu. Seriozitatea e unul dintre punctele pe care sunt foarte importante pentru mine. Să fii serios cu tine, în primul rând. Pentru că ceea ce încercăm acolo să construim este a și, apropo, că avem coligi de la. 14-15 ani până la... Și încercăm cumva să construim și o mentalitate. O mentalitate a... Și vin la început, la ce ziceam, a lucrului bine făcut, a seriozității, a implicare pe care o dai tu în ceea ce faci, lucru care se va vedea ulterior și în, ceea ce... și în respectul pe care l-a tu uh, grupului, dirijorului, jobului, școlii și tot așa. Deci e foarte important să fii serios tu cu tine și apoi lucrul ăsta va deveni natural în a fi serios cu, cu ceilalți. Asta e foarte important. Um, cred că asta ar fi... Ați spune eu un lucru? Uh -huh. uh, Disciplină. Uh, și vreau să spun... Uh, Vine a... la pachet. Am spus pachet că cei corești sunt amatori și oameni care nu, nu vin dintr-o zonă cu educație muzicală și atunci... A... Dar ca lucrurile să meargă, pentru că fiecare vine de undeva, de unde a mai lucrat ceva, a mai făcut ceva în ziua respectivă, în care toată lumea se strânge punctualitate, disciplină, răbdarea de a asculta pe celălalt când repetă și până îți vine rândul să repeți, te liniștit, te relaxezi, te gândești, ești atent la text, înveți textul, apropo, și pentru că toate aceste, să spunem, advertențe nu fac decât să lungească repetiția să crească nervozitatea câteodată, să crească oboseala și totul uh, să devină uh, obositor, da? Și să, la un moment dat, să creează frustrare. Deci, o, e foarte importantă. Și mai mult... Ai completat cumva ceea ce am spus eu. Uh, pentru că toate vin la pachet, tot ce ai menționat tu, vine la pachet cu seriozitatea pe care ți-o acorzi ție. Seriozitate egal respect, poate, să-l numim așa. Pentru că, într-adevăr, toate astea vin la pachet, vin împreună. Cu conștiinciozitatea lucrului bine făcut, cu disciplina, cu dragostea și energia pe care o pui în ceea ce faci, cu a fi dedicat 100% din timp și a fi acolo, toate astea vin, vin mână în mână, sunt împreună, într-adevăr. Excelent! Dorotea, îți mulțumesc foarte mult pentru seara aceasta. A fost o și binecuvântare, o încântare să stăm de vorbă. Te aștept, bineînțeles, și la o altă emisiune. Când poți și când crezi tu că putem să discutăm, cu siguranță găsim uh, și alte subiecte pe care le putem împărtăși, nu numai muzicale, și din potrivă. N-am mers foarte mult în zona aceasta de business, de, de corporație, de mentalitate, de management unui grup, de a lucra în echipă, da, să facem. Sunt multe Sunt lucruri pe care le putem discuta și compara. Uh, dar până atunci, eu ce să zic, îți urez succes, multă sănătate, un an binecuvântat și să ne revedem cu bine. Mulțumesc foarte mult pentru invitație și îți doresc să rămâi în continuare um, un bun profesionist, lucrul ăsta se vede, să rămâi un bun comunicator și lucrul ăsta se vede în ceea ce faci și să rămâi un deschizător de drumuri. Mulțumesc mult, Dorotea! Stimați prieteni și dumneavoastră, vă mulțumesc că în seara aceasta, ați fost împreună cu noi, vă mulțumim că ne-ați primit în casele dumneavoastră. Până data viitoare, noi vă salutăm și vă spunem la revedere!